Jale mare pe litoral, jumătate de tonă de preparate expirate sau fără date de identificare au descoperit inspectorii OPC în urma unui control la unul dintre cele mai cunoscute restaurante cu specific românesc. Nou atentat la sănătatea publică pe litoral. Comisarii OPC și-au pus mâinile în cap când au verificat bucătăria unuia dintre cele mai cunoscute restaurante cu specific românesc din Constanța. Au fost găsite alimente neetichetate, recongelate și modificate ca aspect. Câteva sute de kilograme de sortimente diferite de carne și pește, a căror stare termică a fost schimbată, în sensul că din proaspăt acestea au fost depozitate în lăzi de congelare, nu de congelare rapidă, și ceea ce le face să devină produse neconforme. În continuare, majoritatea acestora nu prezentau nici urmă de etichetare care să ne arate momentul în care acestea au fost produse, termen de durabilitate minimală sau detalii despre furnizorul acestora. Condițiile în care erau ținute alimentele lasă de dorit. Murdăria din frigidere era întrecută doar de cea din spațiile de depozitare. Cine se ocupă de depozitul ăla? Nu știu eu ce am aici. Domnul contabil, v-am cerut de când am venit cheile de la depozitul din spate. Și pentru că s-au văzut într-o clipită șomeri, angajații restaurantului cu specific rustic au început să se scuze cerând clemență. Domnul registrul are. Chiar nu există să-mi dați și mie o șansă? Păi n-am ce șansă să vă dau, doamnă. După părerea mea, dar nu e neapărat să am eu dreptate, felul ăsta de a face alimentație publică nu-i potrivit. Reînvățăm, ne reapucăm și îl facem exact așa cum trebuie. Da, doamnă, sunt convins că veți respecta, că după părerea mea nu aveți altă cale pentru a rămâne în piață decât să respectați măsurile. În urma controlului, șeful OPC a decis ca activitatea unității să fie oprită până la remedierea problemelor. Cantitatea a tuturor alimentelor și produselor și materiilor prime este de 496 de kilograme, sancțiunea este de 20.000 și, așa cum am mai spus, oprirea temporară a prestării de servicii până la remediere. Asta înseamnă igienizarea blocului alimentar, pregătirea utilajelor spațiilor de depozitare. Grav este și faptul că, fiind unul dintre cele mai vechi restaurante de pe piața constanțeană, sute de turiști și localnici îi trec zilnic pragul, punându-și sănătatea în joc.